Bun găsit, prieteni, sunt Mihai Spanov cu un video nou despre un bounty nou de la site-ul Blockchain.io. Aici se dă monete pentru îndeplinirea punctelor ca la alte site-uri care am mai făcut video, sunt asemănătoare, o să vedeți. Deci când apăsăm pe link-ul de referral, la voi se deschide într-un fel, la mine posibil că o să arate în alt fel. De ce? Pentru că eu numai ce am făcut înregistrare în AirDrop și la mine a reținut, deci uitați, vedeți, e cam același stil. Când facem prima dată trecere după link, acolo apare posibilitatea de a face sign-up, unde indicăm nume, prenume, e-mail, captcha și acceptarea condițiilor, apoi apăsăm pe submit. După ce ne aruncă interior, unde trebuie să facem sarcini. Deci sarcinile sunt aici, ia. Când le facem, la noi se adaugă puncte. Deci care le-am făcut, ele sunt mai puțin colorate, care nu sunt făcute, vedeți că eu am lăsat câteva să mai arăt. Deci în acest sarcin scrie că trebuie să facem înscriere la pagina lor în Twitter. Apăsăm, pagina se deschide. Deci aici apăsăm. După aceea, ce am făcut acest lucru, citim atent ce scrie mai jos la condiții. Deci la condiții scrie că trebuie să adăugăm username-ul de la Twitter cu care am făcut înscriere pe pagina lor. Și apăsăm pe submit. Deci când facem corect, apare cu verde. Și aici la 260 trebuie să adauge încă 100 de monede. Și așa ești, 360. Și așa mai departe. Deci facem toate aceste sarcini, care le sunt la rând, adăugând puncte. Cât mai multe puncte adăugați, cu atât mai bine. Deci cât mai sus sunteți. Deci pentru primul loc se dă 14.000 de euro. Așa că gândiți-vă. Pentru locul 2, 10.000-7.000 de euro. Și așa în jos, de la 18 euro. Deci, cel mai simplu lucru ne după cum pare, uitați-vă, vezi? Primul loc, 14.000 de euro. De la locul 2 până la 10, cât 7.000 de euro. 11.25, 1.120, 26 până la 1.520 și așa mai departe. 18.000. Iar restul, care sunt mai jos de locul 20.000, vor primi proporțional la toți, va fi împărțit 200.000 de monede. O monedă, cum am spus, e 0,7 euro. Deci, practic, eu minimum apropiat. În câteva sarcini și eu am intrat în primii 20.000, care îmi aduce aproximativ 18 euro. Cel mai simplu lucru, după mine, de făcut sarcini pentru AirDrop, deci de-ar fi foarte multe, deci aici jumătate de oră de lucru e făcut 10-20 de euro. Altă de-ar fi multe burse care se deschid și așa mai departe. Iar se va deschide acolo în față, era scris peste cât timp, deci undeva încă vreo 40 de zile. Deci cam atât ce am vrut să spun, numai bine.